Reușește să-i pună, mai ales pe tineri, în contact cu oamenii din companii. Pentru că poți să îți cauți un job mult mai rapid și să te pui CV-ul la mai multe firme. Așa ar trebui să te rogi la fiecare firmă sau să intri pe net la fiecare site, iar aici poți discuta cu o persoană fizică care te poate ajuta dacă nu au ceva sau te poate trimite la altă firmă. Aici găsești mulți angajatori într-un singur loc, te poți duce la mai mulți într-un timp limitat și fiecare îți explică ceea ce dorește de la tine. De asemenea, am văzut că aveți un CV expert și te pot ajuta cu aflarea jobului perfect pentru tine. Foarte multe firme din diferite domenii la un singur loc. Ai posibilitatea de a alege și de a schimba domeniul de activitate în care lucrezi și poți afla mult mai multe detalii, fără să te deranjezi prea tare. Cum te-ai pregătit tu pentru interviu din toamnă? Mi-am reorganizat CV-ul. Mi-am pregătit o scrisoare de intenție și am încercat să am un background al tuturor companiilor care m-au interesat. M-am uitat pe site-ul hipo.ro, am căutat destul de mult la companiile participante, le-am căutat apoi posturile pe care le-au disponibile în momentul de față și m-am uitat de asemenea și la lista cu conferințele, cu workshop-urile. CV, în primul și pe site, am încercat să mi-am dat mai mult interesul pentru mine, pentru a găsi cât mai multe domenii și pentru, bineînțeles, l-am spus, am venit, am prezentat, am încercat. Mi-am făcut CV-ul, evident, mă rog, l-am updatat. Mi l-am descărcat, am venit aici să văd ce și cum se întâmplă. Ai participat la vreunul dintre workshop-urile organizate de companii? Da, da, și super fain, informații structurate, clare, insight-uri foarte bune și chiar te făceau să vrei să mergi să lucrezi la compania respectivă, foarte fain. Foarte interesant, pe un rând. Organizarea este bună, locurile erau destul de bine așezate, sonorizarea foarte bună, țin să adaug, și cele două domnișoare care au susținut workshop-ul foarte bine pregătit. Da, 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 și mi-au dat multe sfaturi utile și chiar a fost interesant, pentru că ei deja lucrează, știu deja cum sunt echipele, știu dacă te-ai potrivi la ei în echipă, chiar e interesant, da.